Situația complexului energetic Oltenia este tot mai nesigură, iar angajații spun ironic că au ajuns să se roage ca războiul să se prelungească, pentru ca societatea să nu se închidă. Salariații nu au fost anunțați ce înseamnă intrarea în rezervă tehnică pentru miile de angajați. Din ianuarie 2023 nu vom avea doar niște unități. Vom avea toate unitățile în rezervă tehnică. Adică vor funcționa când și cât este nevoie. Ce va face personalul e foarte greu de răspuns. Dar, în schimb, grupurile vor funcționa doar când este nevoie. Cred că ar trebui ironic, fiind să ne rugăm să ținem războiul din Ucraina. Că altfel se va termina criza energetică și cel mai probabil va fi nevoie iulie-august și ianuarie-februarie, cam alea lunile geroase. Personalul trebuie să ne răspundă conducerea și stimabilii parlamentari de Gorj ce va face personalul. Liderul sindical Vasile Tivig, care participă la proteste de mai bine de un an, crede că guvernanții au blocat legea pentru a nu afecta activitatea companiei, neinteresată să facă noi angajări, ba dimpotrivă, asumându-și închiderea de capacități. E clar că e blocaj politic, compania... Cred că e părtașe, că dacă ne aducem aminte de un interviu al domnului Burlandi prin februarie, spunea că nu vor fi probleme cu plecările. Va fi o lună, august sau iulie, când vor fi mai multe plecări. Se pare că totul a fost premeditat de atunci. Uitați, acum încep să plece oameni. Iulie și august. În planul de restructurare era trecute grupurile în rezervă, toate începând cu 2026. Mai erau trei care funcționau până în 2026. Da, cred că s-a regândit acel plan, probabil asta va fi noua renegociere a planului de restructurare, cu toate în rezervă din 2023 și au vrut să țină oamenii blocați pentru a asigura producția pe acest an. Guvernanții nu au făcut public odată cu ordonanța de urgență care reglementează decarbonizarea complexului Oltenia și anexele care prevăd planul de închidere pe ani.